Hei, eu sunt Montre și bine m-am regăsit la primul clip din seria de Crăciun 2021. Astăzi sunt foarte fericit pentru că doar ce m-a sunat prietenul meu Cosmin de la Custom Tuning și mi-a spus că mașina este gata. Am foarte mari emoții și sunt super nerăbdător să o văd pentru că am stat o săptămână fără ea și vă spun sincer, nu cred că o să o mai recunosc pentru că a trecut printr-o transformare completă. Băiatul e foarte neastâmpărat și astăzi. Și rău, uitați-vă la el! Înainte să plecăm către Custom Tuning, nu uita să bușiți butonul de like și haideți să strângem cât mai multe like-uri pentru acest clip special. Lăsați un comentariu în care să ghiciți ce culoare credeți că am colantat mașina. Promit să le citesc pe toate și să vă dau inimioară la toate comentariile. Și v-aș fi foarte gânăscător dacă ați apăsa chiar acum pe butonul roșu de subscribe, pentru că doar cu ajutorul vostru îmi pot îndeplini dorința de Crăciun, aceea de a ajunge la suma de 1.000.000 de abonați. Astea fiind spuse, plecăm chiar acum către Custom Tuning. Am și o mică surpriză pentru voi. Aveți 15% reducere din partea mea pe car vertical în caz că vreți să vă verificați istoricul mașinii sau să verificați o mașină înainte să o cumpărați. Un raport car vertical vă poate arăta istoricul și informații importante despre mașină, cum ar fi dacă a avut kilometrajul modificat, dacă a avut daune sau accidente în trecut, dacă a fost folosită ca taxi sau chiar furată. Și în caz că există informații în baza de date, raportul vă poate arăta și poze cu mașina din trecut. Din păcate, în România sunt foarte mulți samsari care dau țeapă cu mașini grav avarii cu kilometrajul modificat sau alte probleme ascunse, așa că vă recomand aplicația Car Vertical pentru că vă poate ajuta să nu luați țeapă. În caz că sunteți interesați, găsiți linkul cu 15% reducere din partea mea jos în descriere. O dată pentru cel mai frumos cadou pe care nu l-am primit încă, însă îl văd deja lângă mine și abia aștept să văd, pentru că cred că o să fie o transformare radicală, nu? Eu zic că ai ieșit o... O mai recunosc? Nu cred. Nu? Nu. Asta am și vrut. Hai să trecem la treabă, nu mai am dar. Asta e mașina mea sau mai e vreuna pe acolo principal? Mai e. Doamne, cât de frumoasă e! Chiar arată super, super. Și zic da. Sincer, în ziua în care am cumpărat mașina mea, am dorit să fie exact așa. Îți mulțumesc super, super mult! Moș Crăciun! Deci, ca de fiecare dată, Cosmin m-a făcut cel mai fericit și anul trecut am venit cu fosta mașină, cu un BMW, însă, îți zic sincer, îmi place mult mai mult negru mat pe Mercedes. Sunt cel mai fericit, jur. Oricum zâmbeam super mult înainte de când mi-am pus... Noi dinți, însă acum, nu știu. Nici noi personal ne așteptam să arată atât de bine. Doamne, cât de bine arată de la spate, eu acum am văzut. Doamne, cât de frumoasă e. Nu, mi-a mai lăsat fără cuvinte, sincer. Deci e mult mai frumoasă decât mă așteptam. Nu, nu vreau să cred. Doamne, cât de frumoasă e. Iar nu mai merg acasă o săptămână. Inițial nu credeam că e mașina mea, mi-am dat seama că, într-adevăr, e, atunci când am văzut volanul. Deci credeam că ai ascuns-o prin spate, nu? Nu-mi vine să cred. Zici că e un mini AMG acum. Am adus o mașină de serie și am scos o AMG de la Custom Tuning. Deci nu-mi vine să cred, e superb. Și uitați-vă la spatele ăsta, pentru că, până la urmă,
spatele e piesa de rezistență la un EQP. Doamne, cred că se vede pe fața mea că nu. Deci zic sincer, nu mai pot. Chiar nu știu ce să mai zic. Deci mă uile și nu-mi vine să cred. Ne bucură mult că îți place. Și noi, când am început să o facem, am zis, băi, din alb negru, ceva abțin. Chiar e altceva, doamne, e superb. Dar la final, a ieșit ceva super mișto, foarte agresiv. Nu știu ce aș vrea să mai zic, pur și simplu mă uile aia și nu... Nu vine să cred că e a mea, sincer. E super, le-ai spus unde pleci? Nu știe nimeni, dar... Deci nu aveți idee ce are Cosmin de gând. Nu cred că mai făcut nimeni din România chestia asta, nu, însă nu. Trebuie neapărat să dați chiar acum un subscribe pe canalul Custom Tuning, pentru că urmează o expediție cu foarte multe mașini, cu cele mai tari mașini din România. Foarte undeva... multe nu să fim, suntem câțiva, dar într-un loc undeva foarte departe. Nu a mai fost nimeni din România cu astfel de mașini până acolo. Dar aveți un mic indiciu pe aici în caz că vă uitați, nu vă spun eu prea multe. Un mic indiciu, dar... Să scrie în comentarii dacă îi dau seama. Neapărat să dați chiar acum un subscribe pe canalul Custom Tuning, un follow pe profilul de Instagram. Și la fel cum am spus întotdeauna, vă recomand din toată inima Custom Tuning, pentru că odată ce vă aduceți mașina aici, nu știu, plecați cu cel mai frumos zâmbet. Este o nouă zi, astăzi din păcate plouă, însă vă spun sincer, pentru mine este în continuare o zi perfectă, pentru că încă nu vine să cred că asta este mașina mea. Sunt cel mai fericit om în momentul de față, pentru că pot spune că mi-am îndeplinit și visul pe partea de exterior, mă rog, mai puțin jantele, care sunt și ele pe drum, însă până vine noul set de jante pe 20, am ales să transform jantele actuale mașinii pe 19 inch în culoarea negru lucios, care se combină foarte bine cu restul mașinii și ca de fiecare dată, prietenii mei de la SS Wheels au făcut cea mai bună treabă, o treabă de calitate, o transformare perfectă. În trecut am ales să merg tot de la ei pentru a-mi vopsi jantele și de fiecare dată am fost extrem de mulțumit, pentru că băieții lucrează foarte profi, foarte rapid și vă pot ajuta cu orice problemă aveți în materie de roți. Roțile sunt extrem de importante pentru mașină, atât ca și performanță, cât și ca și aspect. Deci dacă vreți să vă transformați mașina sau aveți orice problemă ce ține de roți, puteți apela cu încredere la prietenii mei de la SS Wheels și cu siguranță vă vor ajuta cu orice aveți nevoie. O să vă las jos în descriere profilul lor de Instagram unde le puteți da un follow. O să găsiți tot acolo și locația și le puteți spune că veniți din partea mea și poate o să vă ofere și un mic discount. Haideți să vorbim acum despre transformarea mașinii, pentru că am adus foarte multe modificări și chiar aș vrea să vă explic exact tot ce am schimbat la mașină. În primul rând, culoarea. Culoarea este cu siguranță cea mai importantă parte din această transformare, pentru că mașina era înainte albă, a plecat din fabrică cu culoarea Diamond White de la Mercedes și în momentul de față este neagră, sau mai bine zis, a fost colantată cu colantul Matte Obsidian Black de la Platinum Wrapping Film. Evident că foarte mulți dintre voi v-ați dat seama că mașina urmează să fie neagră, mai bine zis acest negru mat pe care l-am avut înainte și pe seria 4, pentru că eu oricum sunt fan alb, negru și maxim gri, nu prea îmi plac mașinile colorate, adică ok, dacă aș avea un Ferrari, evident că mi-ar plăcea să fie roșu sau galben, însă dacă dați chiar acum un search pe internet, o să vedeți că 98% din Mercedes-urile EQP sunt albe și cu același set de jante pe care le am eu, așa că mi-am spus că mașina mea vreau să fie diferită. În concluzie, acum este full black. Sunt foarte curios să aud și părerea voastră, așa că lăsați cât mai multe comentarii în care să-mi spuneți dacă vă place alegerea pe care am făcut-o și dacă vă place acest colan negru mat, pentru că l-am avut și înainte pe seria 4 și știu că v-a plăcut foarte mult. Mie personal îmi place super, super mult și m-am drăgostit de el încă de prima dată, însă acum pe Mercedes, pentru că până la urmă, din punctul meu de vedere, un Mercedes arată cel mai bine pe negru, mai ales negru mat sau pe alb. De la alb la negru este cu totul altă mașină și după cum am spus, abia aștept să aud și părerea voastră. Lăsați cât mai multe comentarii și promit să le citesc pe toate, să vă dau inimioară tuturor. Mi-am dorit o mașină full black, așa că nu puteam să nu vă obsesc și jantele. Vreau să le mulțumesc încă o dată prietenilor de la SS Wheels pentru cele mai bune servicii. Evident că am făcut și etrierii roșii, pentru că din păcate nu mai erau în cea mai bună stare. Însă o mare parte din această transformare îi revine kitului de tuning exterior de la Maxtone Design, unde avem lipul de pe bara față, difuzorul, splitterele de pe difuzor, extensiile de praguri și eleronul de pe portbagaj. Toate elementele de la Maxtone Design au fost vopsite în culoarea negru lucios și se combină extrem de bine cu colantul și cu celelalte elemente de pe mașină. Pe lângă elementele de la Maxtone Design, mai avem splitterele de pe bara din față sau mustăți, cum le mai spun eu, și încă două splittere pentru bara din spate. Înainte de această transformare am schimbat grila originală a mașinii cu modelul Panamericana, vopsită în culoarea negru lucios, care arată mult mai bine și oferă un look mult mai agresiv mașinii, și acum am completat acest look cu o emblemă nouă full black pentru grila Panamericana și o emblemă mică la fel full black pentru capotă.
În partea din spate a mașinii mai avem tipsurile și emblema de pe portbagaj care au fost vopsite la rândul lor în negru lucios. În mare, cam astea au fost modificările pe care le-am adus mașinii în această transformare de iarnă. În curând urmează jantele, după cum v-am promis, și atunci lucrul o să fie complet. Înainte erau foarte multe mașini care semănau cu a mea, pentru că, după cum am spus, majoritatea eurilor cupe sunt albe, exact cu același set de jantă pe 19, însă acum mașina mea este mult mai diferită și asta este exact ce mi-am dorit de la început. O mașină full black, mafia style, exact așa cum ar trebui să fie un Mercedes. Sincer, îmi pare rău că nu puteți vedea mașina în realitate, pentru că pe cameră nu este același efect. Nu știu, în realitate este de 10 ori mai frumoasă, de 10 ori mai rea, mai sexy, nu știu. Atunci când am văzut mașina pentru prima oară, am avut un șoc, nu știam ce să mai zic, probabil că ați văzut din reacția mea. Eu chiar am fost șocat și vă spun sincer, nu venea să cred că e a mea. Încă nu vine să cred că e a mea, pentru că e perfectă, e exact cum mi-am dorit-o încă din prima zi. În acest moment vă pot spune sincer și cu mâna pe inimă că sunt cel mai fericit om. Efectiv, nu știu ce altceva aș putea să mai spun. Le sunt recunoscător din toată inima prietenilor mei de la Custom Tuning și de la SS Wheels, pentru că m-au făcut cel mai fericit fix acum înainte de Crăciun. M-au făcut fericit și înainte, însă acum este cea mai mare transformare pe care am adus-o vreodată unei mașini și vreau să le mulțumesc din toată inima. Nu uitați că o să le găsiți jos în descriere, profilul de Instagram, canalul de YouTube, site-ul și locația unde îi puteți găsi și vă recomand din toată inima să apelați la ei de fiecare dată când aveți nevoie de o transformare, atât pe partea de design, colant, tuning, la Custom Tuning sau dacă vreți să vă transformați roțile la prietenii de la SS Wheels, pentru că asta este combinația perfectă. Custom Tuning și SS Wheels, cei mai buni ca de fiecare dată. Doamne, deci senzația pe care o simt acum, nu știu, nu vă pot descrie în cuvinte cât de fericit m-au făcut oamenii ăștia. În concluzie, cam asta a fost și clipul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă da, nu uitați să bușiți butonul de like, pentru că mă ajută foarte, foarte mult și haideți să strângem cât mai multe like-uri pentru acest clip special. Lăsați un comentariu în care să-mi spuneți sincer dacă vă place noua transformare a mașinii și dacă mai aveți alte idei de modificări. Lăsați cât mai multe comentarii și promit să le citesc pe toate și să vă dau inimioară tuturor. Și v-aș fi foarte recunoscător dacă ați apăsat chiar acum pe butonul roșu de subscribe, pentru că doar cu ajutorul vostru îmi pot îndeplini ultima dorință de Crăciun, aceea de a ajunge la suma de 1 milion de abonați. Astea fiind spuse, eu am fost Montreal, până data viitoare, v-am pupat. Pa!